Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate. Vă spun și în această seară, același Marius Dumitrache, alături de colegii mei din Regia Tehnică, doamnelor și domnilor, proiecte pentru dezvoltarea Târgoviștei. Noi continuăm seria emisiune derulată sub genericul Administrația Târgovișteană în slujba cetățeanului, așa cum de altfel v-am obișnuit și v-ați obișnuit ca în fiecare miercuri seara, în fiecare săptămână, exclusiv prezent la noi în studiouri, primarul municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stan. Domnia asta este și, din punct de vedere politic, președintele organizației municipale PSD Târgoviște și secretar executiv al organizației județene PSD Dâmbovița. Îi spunem și noi bună seara, bine ați revenit, domnule primar! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație și, cum am mai spus-o, de fiecare dată vin cu mare plăcere în fața telespectatorilor Columna TV și studiourile Columna TV. Și noi, ca de fiecare dată, vă primim cu o deosebită plăcere în studiourile noastre, pentru că am văzut reacții și pe rețele de socializare. Târgoviștenii sunt extrem de interesați de activitatea administrației publice locale. Am văzut că dumneavoastră interacționați prompt cu târgoviștenii, aveți și foarte multe întâlniri pe diverse zone, în diverse cartiere și încercați să le aflați păsurile, dar să și identificați soluții pentru rezolvarea problemelor comunității. Până una alta, domnule primar, chiar în această dimineață ați organizat două conferințe de presă, ați avut întâlniri cu jurnaliștii locali. Pentru care motiv? Ce s-a întâmplat? Păi, am prezentat în linii mari bugetul municipiului Târgoviște pe anul acesta, pe anul 2019, așa cum este gândit de executiv, în condițiile în care la sfârșitul acestei săptămâni urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local Municipal Târgoviște, plus ne-am bucurat astăzi de vizita excelenței sale doamna Jiang Yu, care este ambasador al Republicii Populare Chineze în România. Scrisorile de acreditare au fost depuse chiar ieri, deci este prima vizită oficială pe care o face nou ambasador al Republicii Populare Chineze. Da, este onorant și prima instituție în care a călcat a fost Primăria Municipiului Târgoviște. A avut o vizită mai largă la Târgoviște, însă prima destinație a fost Primăria Municipiului Târgoviște. Un alt oficial chinez. Nu cred că trebuie să mai amintim multe lucruri despre Republica Populară Chineză, a doua economie mondială, o țară cu o istorie de peste 5.000 de ani și o țară care, din care pleacă anual peste 130 de milioane de turiști. Sunt niște cifre absolut impresionante. M-a bucurat să văd deschiderea excelenței sale pentru o colaborare mult mai strânsă pe domenii foarte importante. Aș menționa domeniul economic, infrastructură, mari proiecte, exact așa s-a exprimat în cadrul întâlnirii bilaterale pe care am avut-o. De asemenea, zona educațională și, bineînțeles, pe ceea ce înseamnă turism. În contextul în care și municipiul Târgoviște este în momentul de față în plină procedură de finalizare a tratatului de colaborare și de prietenie, acordului de colaborare și prietenie dintre municipiul Târgoviște și orașul Guilin din provincia Guangxi din China. A fost semnat la Târgoviște, urmează ca în cursul lunii octombrie să se definitiveze acest acord și cred că sunt perspective foarte, foarte bune. De altfel, intenționăm să, ca pe baza discuției pe care am avut-o astăzi, să trimitem o scrisoare către Ministerul Turismului din România, pentru că mi se pare, spre exemplu, nedrept ca în Croația să fie anul acesta, să ajungă anul acesta 250.000 de turiști chinezi. Cred că și România poate oferi posibilități deosebite. Am înțeles că este pe agenda guvernului chinez un memorandum de colaborare în domeniul turismului și vrem să întărim și noi necesitatea unui asemenea acord, astfel încât să putem să atragem și noi acest
turiști din China, o țară cu multiple posibilități, de altfel. Și chiar a fost o discuție, fructuoasă și o discuție care, cred eu, poate conduce la multe lucruri bune. Să dă Dumnezeu, domnule primar, pentru că, ce constat eu, nu am mai avut parte de astfel de vizite ale unor înalți oficiali chinezi, nu s-a concretizat nimic, cel puțin eu habar n-am dacă s-a fi concretizat ceva până în prezent, poate că odată cu numirea noului ambasador vor fi și concretizate o serie de demersuri care s-au făcut în această primă etapă de întărire a relațiilor română-chineză. Pentru că până acum, să fim serioși, am avut vizite ale oficialilor chinezi la Târgoviște, dar eu n-am văzut nimic concret. Nu cred că poate fi menționat la acest moment, dar sigur că acest tip de colaborări necesită un anumit timp. Corect. Însă, da. Eu o să urmăresc și o să vă semnalez momentul la care se va semna acest memorandum de colaborare, pentru că este un lucru în care trebuie să fie cointeresate și agențiile de turism, da? Trebuie făcută o gândire unitară, astfel încât să putem să ne bucurăm de prezența cât mai multor turiști. Repet, dacă o țară cum este Croația poate să primească 250 să atragă 250.000 de turiști chinezi. De fapt, nu este nu neapărat o atragere, ci sunt anumite înțelegeri în baza cărora turiștii sunt pur și simplu direcționați către către în Croația și în Croația. Știam că în altă și în Croația, și în Islanda, înțeleg că în Islanda sunt Marea Britanie, o industrie întreagă, da. Și acolo se filmează foarte multe, Scoția, foarte da. Multe episoade din Game of Thrones. Sunteți fan Game of Thrones, apropo? Îmi place foarte mult. Dar să știți că Game of Thrones îmi place, spre exemplu, și Vikingii. Îmi place mult filmul. Nu știu, ultimul serialul. Serialul, da, Ultimul Regat, tot la fel. Sunt 3 sezoane. La Viking aștept, cred că sezonul 8. 8. Cred că sezonul, sezonul 8. Da. Sunt foarte interesant. Primul episod din sezonul 8 de la Game of Thrones l-ați urmărit, probabil. Da, l-am urmărit, însă n-am urmărit foarte bine ce s-a întâmplat până atunci și mi-e destul de dificil să fac. Va trebui să-mi găsesc timp să stau vreo câteva zile. Eu zic să vă luați concediu să puteți să înțelegeți și sezonul 8, care e senzațional, domnule primar. Anul trecut, din câte știu eu, regizorul care a filmat Bătălia Bastarzilor, e vorba de regizorul acela spaniol, chiar a fost prezent în Dâmbovița, am aflat și eu după aia, incredibil. Vorbim de Islanda și înțeleg că acolo este deja o forță de muncă deja calificată. Figuranți și așa mai departe pe această zonă. Pe această zonă și se asigură facilități importante de către guvernul islandez pentru producțiile de film. Întâmplător am auzit la radio chestiunile acestea și mi s-a părut foarte senzațional, foarte interesant, da. O țară cu un peisaj deosebit, trebuie să recunoaștem, care iată a reușit să se adapteze chiar dacă e foarte, foarte departe. Da, și au știut să adapteze, știu eu, relieful specific zonei din Islanda și iată să atragă foarte multe producții cinematografice. Știți că Islanda, apreciat. Era una, capitala Islandei era una dintre întrebările care ne încuia pe noi pe la geografie, care așa, Reykjavik sau ceva. Reykjavik, are, da. Și după aia am învățat-o că juca România cu Islanda și am reținut-o după aceea de la meciul. A jucat și Dinamo odată cu echipă în Islanda, niște pescari și nu mi-aduc aminte. Nu vă aduceți aminte, corect, foarte bun răspunsul. Apropo de turism, mi-a trimis un prieten un top, o să-l public și eu pe riposta pe net, senzațional apropo de atragerea turiștilor și eu am rămas un pic neplăcut surprins, domnule primar. Județul Dâmbovița se situează pe un deloc onorant în a doua jumătate a clasamentului, ceea ce mi s-a părut absolut de neimaginat, motivat de faptul că la noi istoria aici peste tot, la orice pas,
Noi avem tradiție, avem istorie, avem tunul Chindiei, avem... De promovare. Însă, astăzi am discutat cu, cineva care a implementat un sistem de management pe zona aceasta la Sibiu, Timișoara și Cluj. Și vom avea și la Târgoviște, vorbesc de municipiul Târgoviște, e vorba de un sistem de management al problemelor din oraș, management integrat pe online. Plus, această aplicație oferă și această posibilitate de promovare turistică. Eu sper că în o lună jumătate să poată fi activă această aplicație, o să o prezentăm într-o conferință de presă și cred că va fi un început pentru o nouă abordare pe această zonă. Sunt convins că o să vă placă și dumneavoastră, și turiștul, și târgoviștenul, pentru că vor avea posibilitatea să semnaleze orice fel de problemă cu un telefon mobil, îi face o poză, semnalează, acea sesizare intră automat într-un dispecerat, de acolo se transmite către departamentul responsabil. Iar ce responsabil, iar cetățeanul primește un feedback potrivit căreia problema sesizată este în analiză, s-a rezolvat și așa mai departe. E un lucru la care eu țin extraordinar de mult și vreau să-l implementăm, dacă în alte orașe se poate, de ce să nu se poată și în municipiul Târgoviște, și este încă un instrument prin care venim în întâmpinarea târgoviștenilor. Veți vedea, repet, cam într-o lună, o lună jumătate vom avea activ acest serviciu. O să mă ocup personal de gestionarea asta, cel puțin în prima etapă, pentru a mă asigura că totul este în ordine, și eu cred că vom putea să răspundem încă mai eficient solicitărilor care vin din partea cetățenilor și în același timp să promovăm municipiul Târgoviște și potențialul turistic pe care îl are. Și de ce nu poate și județul Dâmbovița, poate reușim să integrăm în această platformă. Este vorba de o platformă de servicii integrate, vom reuși să promovăm și județul Dâmbovița. Eu sunt convins că va fi ceva deosebit. Este în premieră ceea ce spun acum, n-am mai spus-o nicăieri, în urmă cu 3 ore am terminat întâlnirea. Foarte interesant, da. Și vom avea și noi posibilitatea de a gestiona în timp real problemele din municipiul Târgoviște, adică vine sesizarea, această sesizare se preia, bineînțeles că cetățeanul trebuie să se logheze, trebuie să se autentifice cumva, pentru că nu vor fi anumite cerințe, în sensul de a fi un persoană reală, o persoană nu reală, corect, care nu virtuală, ca să nu ne pierdem în tot felul de probleme de identificare generate artificial, da? Aplicația se va descărca de pe App Store sau celălalt sistem de pe Android, da? Și va fi foarte, foarte simplu de gestionat. Va avea și un site care va fi care va spune ce se poate face cu această aplicație și cum poate fi gestionat această platformă, de fapt. Și eu cred că va fi o nouă etapă și o updatare cumva a administrației locale la tot ce este mai nou pe piața aceasta de IT. Interacțiune cu cetățenii. Și eu cred că va fi un lucru foarte, foarte bun. Noi facem lucrul acesta, dar este destul de dificil. O facem pe rețele de socializare. Este un pas mare înainte și acesta. O facem pe rețele de socializare, dar acum, efectiv, fără să neapărat să aibă nevoie de intervenția cuiva, ca și atribuțiune de serviciu, dispecerii vor primi aceste sesizări, iar mie, ca primar, în momentul în care intru pe aplicație, pe panoul de comandă, mi se va spune de către aplicație în orice moment unde este sesizarea. Dacă aceea merge, s-a blocat sau cineva nu își face treaba în legătură cu aspectele sesizate de cetățeni. Bineînțeles că este o echipă care va merge, va constata, va trebui să fiu informat și după aceea cetățeanul va primi, repet, un răspuns din partea administrației locale.
Sunt pe diferite zone, de la zona de deșeuri, la construcții și așa mai departe, infrastructură și așa mai departe. Sunt foarte, foarte multe domenii. Fiecare va avea câte o persoană care va fi dedicată acestei activități. Toată platforma urmând să fie gestionată de către mine, repede, cel puțin în prima parte, pentru a putea să impulsionez puțin lucrurile dacă nu merg așa cum ar trebui. Foarte bună idee, felicitări și de această dată, domnule primar. E un lucru senzațional, în sfârșit intrăm și noi în rând cu lumea, cu lumea bună, mai ales că ne vine din urmă tehnologia și noi trebuie să fim un pas cu veți vedea în luna ridicat. Viitoare, în luna mai, și o dezbatere importantă pe zona de Smart City, una dintre cele mai importante din România, care va avea loc la Târgoviște și la Primăria Târgoviște. Luna viitoare. Super. Iarăși cu prezentarea celor mai noi tendințe pe această zonă. Dincolo de faptul că îi reprezintă un instrument modern, dincolo de faptul că și rapid, eficient. Și rapid, asta voiam să spun, este un instrument util, eficient și care scutește și cetățeanul să vină să facă o sesizare, să o scrie și așa mai departe, da? Este absolut gratuit tot ceea ce se întâmplă și în același timp oferă și administrației locale posibilitatea de a cunoaște imediat problemele. Îți dă posibilitatea să ai anumite hărți pe domenii. Deci harta, ai o hartă pe zona de infrastructură, unde sunt sesizările, ai o hartă pe zona de deșeuri, unde este mizere și așa mai departe. Și poți să vezi la orice moment câte asemenea probleme sunt în oraș. Sesizate, 10, 20, 30, vom avea nevoie și de sprijinul mass media pentru a ne ajuta și pentru a avea cât mai mulți târgovișteni care să-și descarce aplicația, să se autentifice și în momentul respectiv să poată să devină unul din, până la urmă, partenerii administrației publice locale în ceea ce înseamnă un oraș curat, un oraș modern, un oraș care își respectă cetățenii. E în regulă, iată, foarte bună idee, felicitări, domnule primar. Poate va crește și numărul de turiști, pentru că revin la acea statistică, mie mi s-a părut neonorantă pentru Dâmbovița, erau județe, noi eram sub unele județe care nu ofereau aproape nimic turiștilor din străinătate. Aici era statistica, un top al turiștilor din străinătate care vizitau diverse județe din țară. Dâmbovița, sigur că are ce să oferă, sunt foarte multe zone turistice, de la zonele montane, din munții Bucegi, de la Cabana Peștera Padina până la Peștera Ialomicioara, până la Palatul Brâncovenesc de la Pătrugi și Turnul Chindiei, Curtea Domnească, Complexul Turistic de Natație și așa mai departe, foarte multe muzee, biserici vechi, dar din păcate noi nu suntem în stare să atragem și turiști, mai ales din străinătate. Și această platformă va oferi și posibilitatea diferiților prestatori de servicii să vină și să-și prezinte oferta acolo. Foarte bine, extraordinar. Zona de restaurante, hotelieră și așa mai departe, vor putea să vină, totul va fi gratuit și va fi o platformă cu integratoare, cu multiple posibilități. Și lucrul acesta mi s-a părut mie absolut, absolut deosebit. Am văzut la Sibiu lucrul acesta. Super, am văzut la Sibiu, să-l implementăm și noi aici la Târgoviște. Oameni buni, iată vești foarte bune pe care ni le oferă în exclusivitate primarul Târgoviște. Asta să nu vorbim numai de străzi, că străzi, tot sunt, da, dar numai străzi, numai locuri de joacă pentru copii și așa mai departe. Păi sunt importante, fraților, că dacă, în momentul în care nu aveam un loc de joacă decent în oraș, ăsta era o problemă mare. Acum avem, sigur că piramida nevoilor este... Când satisface necesitate de bază, e o altă necesitate. E o altă necesitate, da. Cresc și pretențiile, domnule primar. Luăm publicitate, oameni buni, revenim imediat. Vă mulțumim că și în această seară ne primiți în casele noastre. În partea a doua o să aflați alte amănunte extrem de interesante apropo de activitatea administrației publice locale. O vom afla cum arată bugetul sau cum va arăta bugetul, cum a fost conceput bugetul pe 2019 și dacă acest buget corespunde
necesităților, sigur că niciodată nu o să corespundă necesităților, dar o să aflăm în partea a doua a emisiunii. Luăm publicitate, nu plecați nicăieri, revenim imediat.